Suntem în localitatea Coteala, raionul Briceni. Unul zboară și se duce, altul cade jos și plânge, altul cade jos și plânge, mofoc. Unul zboară și se duce, altul cade jos și plânge, oh, lume, lume. Așteaptă-mă, frățioare, ca să-mi crească aripioare. Și-o zbura spre cerul altul, doi frați unul lângă altul, doi frați unul lângă altul. Și-o zbura spre cerul altul, doi frați unul lângă altul, o, lume, lume. După cum am spus, ne aflăm în ospiție, în Coteală, la domnii Cibotari. Vă rog să vă prezentați. Cibotari Lilia. Lilia, da. Și Cibotari... Cibotari Alexandru. Uh-huh. Fiul. Da. Uh-huh. Care e istoria dumneavoastră, totuși? Am înțeles acolo cu un diagnoz ceva. Da, aici la Moldova, undeva la 6-7 ani, au pus diagnozul distrofie musculară. Dușenă și așa ceva. Uh-huh. Eu n-am fost de acord cu diagnozul ăsta. Aici la Moldova au spus că n-au și să-i facă. El a mers până la 10 ani, noi am început a ne lecui la Ucraina. La Ucraina i-au pus alt diagnoz. Diferiți medici, diferite diagnoze. Da, am început a ambla la un medic la Ucraina 2-3 oară când ne-a dus, dumnealui o decedat. Pe noi ne-au dat pe urmă într-un centru de reabilitare. Acolo ne-au pus de alt diagnoz, spinalină amiotrofie. Unde auzăm, tot ne dușeam, tot luam bani din bancă și tot ne dușeam, ne gândeam, poate și un rezultat. Nu a fost niciun rezultat nicăieri. Am avut aproape, să nu spun minciuni, două luni în urmă, am stat de vorbă și cineva ne-a propus, este un medic la Moscova, de la noi din sat. Domnul Ghenadi Pavlovich, Dinu. Dumnealui l-a văzut pe Sasha și ne-a spus... A fost la fața locului, nu, da? Pe Viber, dumnealui l-a văzut, pe WhatsApp, da, și ne-a spus... Eu tot sunt medic, 100% băietul n-are ăsta diagnoz. A zis că eu fac legătură cu medici cunoscuți, medici specialiști aici, ca să-i facă diagnoz corect. Da, fiindcă nu suntem din Rusia, tot trebuie să plătim. În septembrie au spus că nu ies toți din concediu, ne așteaptă și ne plinește, dar cu tot plătit. Mm-hmm. Și de ce sumă este nevoie? Nu știm, ne-au spus că analiza genetică costă 400 de euro, consultația e până la 100 de euro. Nu știi câți medici ar să aibă nevoie să-l consulteze. Și drumul de-am la avion ne costă până la 12.000 petric. Unul singur nu facem nimic, cu dânsul, da, vedeți că el e destul de mare. El încă merge, eu m-am adresat și la Kiev, și la Israel, am scris pe internet cu Sasha. Și tot se dau într-o parte, când aud de ăsta diagnoz, tot se dau într-o parte. Și m-am adresat și la Raispol.com, am rugat să ne ajute. Și ne-a venit răspuns, scrisoare, că a spus că ei ne ajută cu 350 de lei încălzire. Pe iarnă, eu nu pot lucra, singur sunt de gradul 2 la 25 de ani, am la moment am 46 de ani, am probleme cu rinichi, polichistoză renală, hepatică, tensiune craniană. Și 12 ani îngrijesc de ei.
În afară de este 350 de lei ceva, mai primiți ajutor? Piciorul primește 1700, să nu spun minciuni. Pensia, eu primesc 1400, dacă nu mă greșesc. Și la moment am vrut să procur pentru dânsul și trebuiește necesare pentru spital. Eu stat mie rău cu tensiune, am fost singur la spital, am cheltuit bani. Lumea poate, văzând așa starea dumneavoastră, poate s-or gândi că trăiți foarte bine, că văd calculatorul aici, dar spuneți-mi și istoria calculatorului. Calculatorul, să nu spun minciuni, cu 3 ani în urmă, 4, domnul Nuțu, aici a fost o adunare în sat, domnul Nuțu i-l i-a donat și Carușori a fost de la Moscova, a spus la vârsta de 22 până la 25 de ani, el mai are o șansă, cât de puțin, dar mai are o șansă. Numai că suma cred că e prea mare. Ca să fii mai pe înțeles, dumnealui poate merge, stă, cum? Cum îl vedeți, așa stă. Așa numai, da? Da. Totdeauna dacă vorbim așa... Dacă trebuie să-l ridic, dacă nu poate. Și dacă e de atărăit, e pe un picior, da? Nu de fel, așa, da? Așa, dacă îl ține, puțin mișcă picioarele, că medicul tot mă întreba, dar poate mișca picioarele puțin. Alexandru, ce speranță așa ai în viață? Ce ai dori ca să devii în primul rând? Nu, să devin muzicant, plastikant. Bravo! La ce instrument? Sau vocal? Vocal. Vocal. Ai o voce frumoasă, da? Da. Poate ascultăm ceva de Italia? Ai înregistrări? Am auzit că chiar și o limbă ai învățat datorită internetului. Limba rusă am învățat, dar când am gătit școala, În 2013, ori 2016, când am gătit școala. Internetul face minuni, da? Da, când am gătit școala, eu nu putem scrie nici în română, nu putem ști, nici nu putem. Dar așa n-ai frecventat școala? Am umblat, dar după asta eu spun. După asta când am început să număr, nu era în cap școala. Totuși asta s-a pornit nu din copilărie chiar dintr-o dată, nu din naștere. Până la 10 ani am mers, până în clasa 3 am luat la școală, pe urmă învățătorii acasă au făcut lecții. Și de la ce s-a început? Așa brusc? S-au pățit ceva? Nu, unul Dumnezeu știe. A fost palit la spate, alții au spus că așa s-au născut la Chișinău, aici de la Cernăuți au spus că o traumă. Ați fost la Ucraina, da? Da, mult ne-am tratat la Ucraina. De-am când el a crescut și s-a dezvoltat, nu-l putem ridica și de-am ne-am oprit. El de crescut creștere, da? s-a dezvoltat, dar nici nu... Înseamnă că ați îmblat și Ucraina și deja Rusia. Ucraina, da. Dar unde ne-am adresat? Eu am întrebat de vecini și nu știu, poate nu cutizați așa să îmi spuneți sumă, dar dumnealor mi-au spus că undeva la 3.000 de dolari sau euro. Da, nu știm. Da, numai analiza ne-a spus cât costă și a spus că mai departe nu știe și a spus că trebuie să-l vadă pe loc și a spus că toți medici ar să-l consulte. Noi ne-au propus întâi în august să ne ducem și pe urmă ne-au sunat la o săptămână și ne-au spus că eu mă apuc să vă ajute, dacă-s de sat. Și zici, dar trebuie în septembrie, când toți vin de în vacanță. Ca să știi toți medici că drumul e departe și nu e așa ușor de mers. Așa departare cu dânsul bolnav. Dar și singurul nu știu cum să mă descurc cu tensiune. Dar cred că Dumnezeu mă întărimă și să-l ajutăm, măcar să poată pentru dânsul. Eu mă gândesc totuși, nu degeaba am venit, fiindcă astăzi este... Tot din rețele sociale am aflat Sfântul Nicolae. Poate Dumnezeu lucrează până la urmă, după 12 ani, totuși v-au auzit rugăciunile, poate și lucrează pe mine ca să vin, să dăm publicității
și să strângem un ajutor pentru Alexandru. M-ar interesa primarie ceva, vreodată vreun ajutor? Da, domnul primar ne-a făcut ca să ne ajute aici o vecină, ca să ne-am pensat să strângă și au spus că din partea primariei ar să ne ajute. Au spus că ei înțeleg cazul, că e foarte... O să vă ajute, dar nu v-a ajutat. Nu, ar să ne ajute, au spus. Uh-huh. Dar când v-ați adresat? M-am adresat, eu știu, cu două săptămâni în urmă. Uh-huh. Știu, nu știu chiar ziua precisă. Uh-huh. Domnule primar, vă rugăm din inimă, știți mai bine cazul dumnealor. O să contribuim și noi la publicitatea acestui filmuleț, ca totuși lumea să înțeleagă și să dea ajutor. La Consiliul Sătie sau Raional, nu v-ați adresat? M-am adresat la domnul Gânatiuc la Briceni, odată și a doilea m-am adresat și mi-a venit scrisoare, taman când am venit de la spital, că ne vine ajutor material la perioada rece, 350 de lei și nu pot mai mult să ne ajute. Dar v-ați adresat de mult? Timp. La noi ficiorul încă merge când eu m-am adresat la Războrcom, la doamna Daria, să-mi dă o puchiovcă, eram eu pe grup, mama mea, sora, și am rugat, dați-mi, vă rog, o puchiovcă ca să-l duc undeva la un sanatoriu, poate și ceva, un rezultat. Și atunci ni s-au spus că nu. Au refuzat. Au refuzat. Când pe urmă de-am ficiorul, doamna, era în cărușor, a venit dumneiei acasă ca să ne ajute și ne-au făcut documente pe bărbat când grijește de băiet și 200 vineau la poștă, 700 pe card la Brșeni. Nu ne-o trebuie să-l ajute pe bărbat, ne-o trebuie să-l ajute pe fișor ca să poată merge cât de cât pentru dânsul să poată îngriji. Bărbatul pentru dânsul să face. Și ei că noi nu avem nici de unde plăti lumina când ni se radică câteodată și la 1000 de lei în poștă. Și ne-a împărțit pensia în jumătate și ajutor. Și m-am dus și m-am atcazuit de asta ajutor. Doamna Daria Iovovna, vă rog așa din partea noastră, ca să nu ne mai ducem, știți că ne ducem, facem probleme acolo, stresuri aveți și dumneavoastră și eu, poate totuși o foaie turistică undeva, pentru trei persoane deja, trebuie careva care are grijă de dumnealui alături. Cu căruciorul, da? Merge. Da, în căruciorul. Un băie de aici din sat, Oleg Sfine, ne-a dus căruciorul cu motor din Franța. Oho, bravo! Da, nu, am cunosat că... Așa cadou, da? Da, s-a format acumulatorul. Bravo, Oleg Sfine. Acumulatorul costă 12.000 de lei, tăi. Două. Și nu am cunosat. Știți că bine că ați spus, poate cineva are pe acasă, poate și anumim pentru așa cărucior și nu-i trebuiește, nu se folosește. Ia că așa noi ne descurcăm cu problemele cu fișorul în casă. Așa îl întorc pe o parte, așa îl întorc pe altă parte. Ia că așa îl ajut. Toată ziua și toată noaptea, aia este probleme via. Sângurial nici nu se poate înturna. De fel, de fel, da? De fel. Sângurial. Ia că așa mă mușesc cu dânsul. Și măcar să nu știu eu bolnavă, mă descurc. Da, mi-e greu. Dar nimeni nu ne ascult. Mi-e foarte greu. Noi să ridic tensiunea, mă uit că parcă se înroșește așa la față când ridicați. Am tensiune craniană, am probleme cu rinichi. Nu, dar la dumnealui zic, nu se ridică, nu? Asta de la asta, că mă ridic și mă acordează. De asta se roșește. S-a obosit. Și normal, eu dacă are 70 de kilograme, dar eu am 45 ori 50. Biserica din Coteala. Domnule preot, am rugăminte la dumneavoastră. Începând cu dumneavoastră,
acest om nu degeaba s-a adresat la noi în acea zi, anume astăzi, când este Sfântul Nicolae. Poate i-a așteptat acești 12 ani ca să fie acest ajutor și Dumnezeu trebuie să lucreze prin cineva. De data aceasta lucrează pe mine, că am venit să filmez această persoană, totuși să ducem un ajutor. Aș vrea să mă adresez la preoțimea Moldovei. Văd așa frumoase, făcute, fântâni, dar un mic ajutor, poate de la fiecare, câte un dolar, câte un leuț, pentru acest băiat care are nevoie acum de această operație în Rusia. Vă mulțumim și totodată mă adresez la alte biserici din Republica Moldova care pot da ajutor și știu că aveți bani, că se acumulează sume mari. Nu ne faceți să controlăm fiecare biserică, dar vă rugăm așa, din inimă, dați un mic ajutor pentru acest băiat, salvați o viață.